Săptămâna viitoare, luna septembrie ne întâmpină cu o liniște aparentă, asemănătoare calmului care a precedat călătoria lui Odiseu spre Itaca. Această perioadă ne oferă câteva zile previzibile și productive, în care putem să ne concentrăm pe îndatoririle noastre cotidiene și să ne pregătim pentru provocările ce urmează. Miercuri, însă, cerul astral se schimbă dramatic, lună plină în pești, Însoțită de opoziția dintre Mercur și Saturn, aduce energii contradictorii, asemănătoare conflictului dintre zeul mesager Hermes, Mercur, cunoscut pentru viclenia și agilitatea sa, și titanul cronos, Saturn, simbol al timpului și al limitărilor. Această tensiune va influența atât relațiile interumane, cât și evenimentele care ne înconjoară. Pe de-o parte, vom fi deschiși emoțiilor, simțind un val de creativitate și inspirație, asemenea artiștilor inspirați de muzele olimpiene. Pe de altă parte, ne vom confrunta cu dificultăți în realizarea planurilor noastre, precum eroul Sisif, condamnat să urce necontenit bolovanul pe munte fără a-și atinge vreodată scopul. Această situație va afecta în mod special pe acei reprezentanți zodiacului ale căror activități sunt legate de artă, cultură, imaginație, invenții și crearea tot ce este nou. Racii, scorpionii și peștii vor manifesta o empatie profundă, asemenea zeiței de metra care și-a căutat cu devotament fica pierdută, Persefona. Aceștia vor arăta caritate, vor ajuta pe alții și vor primi informații prețioase despre subiecte și situații interesante. Intuiția lor va fi accentuată, permițându-le să navigheze cu înțelepciune prin apele tulburi ale emoțiilor umane. Taurul, Fecioara și Capricornul se pot confrunta cu înțelegeri din partea superiorilor la locul de muncă, blocându-le inițiativele și inovațiile. Asemenea lui Carcare, în dorința sa de a atinge soarele, a ignorat avertismentele tatălui său, acești nativi ar trebui să fie prudenți și să-și tempereze ambițiile pentru moment este o perioadă potrivită pentru a consolida pozițiile actuale, asemenea strategilor romani care știau când să aștepte momentul oportun. Activitatea intelectuală este puțin probabil să aducă rezultate tangibile acum, dar, asemenea filosofilor stoici care cultivau răbdarea și echilibrul, veți putea să vă consolidați poziția existentă în sfera profesională. Planurile ambițioase ar trebui amânate pentru o perioadă mai favorabilă, când astrele vor fi mai prielnice. Berbecul, leul și săgetătorul sunt sfăduiți să se concentreze pe treburile zilnice, să facă ordine și curățenie, asemenea soldaților romani care își mențineau echipamentul în stare impecabilă, pregătiți pentru orice eventualitate. De asemenea, este recomandat să evite contactul excesiv cu persoanele în vârstă pentru a preveni eventuale conflicte sau neînțelegeri. Gemeni, Balanța și Vărsătorul ar trebui să evite planificarea excursiilor, călătoriilor de afaceri și participarea la adunări mari de oameni. Asemenea tenienilor care evitau adunările publice în vremuri tulburi, acești nativi ar face bine să se retragă în siguranța căminului. Reflectând asupra planurilor viitoare, gemenii pot experimenta furtul ideilor lor, asemănător poveștii în care zeul prometeu a fost pedepsit pentru că a adus focul oamenilor, de aceea, este înțelept să fie discret și să-și păstreze planurile pentru ei înșiși, evitând să le împărtășească prea mult cu colegii sau partenerii de afaceri. Joi, trigonul armonios dintre Soare și Uranus va aduce o briză de schimbare și inovație, Punând accent pe aută îmbunătățire, evenimente fericite neașteptate și activitate intelectuală colectivă, acest aspect astral poate fi comparat cu momentul în care Prometeu a oferit oamenilor focul, declanșând o nouă era progresului. Berbecul, leul și săgetătorul, reprezentanții elementului foc, își pot atinge obiectivele personale doar dacă acestea coincid cu cele ale grupului asemenea legiunilor romane care, prin disciplină și colaborare, cucerau noi teritorii. Cooperarea și munca în echipă vor fi cheia succesului lor. Vărsătorul, Capricornul și Scorpionul se pot găsi în centrul atenției, câștigând faimă sau popularitate neașteptată, precum eroul Hercule după îndeplinirea celor 12 munci. Scorpionii pot manifesta abilității neobișnuite asociate cu misticismul sau ocultismul, asemenea oracolelor din Delft care aveau acces la cunoașteri ascunse. Racii și peștii vor primi surprize plăcute de la cei dragi, ca un dar neașteptat de la zei. Relațiile personale se vor îmbunătăți, aducând bucurie și armonie în viața lor. Gemenii și balanța își pot îmbunătăți situația financiară, asemănător regelui Midas care transforma totul în aur. Investițiile inteligente și oportunitățile neașteptate pot aduce prosperitate. Taurul și Fecioara vor prefera să adopte o atitudine de așteptare, observând cu atenție ceea ce se întâmplă, asemenea lui Odiseu care a planificat cu grijă înainte de a acționa împotriva pretendenților Penelopei. Acest timp de reflecție le va permite să identifice detalii importante care le pot fi de folos în viitor. Oamenii creativi se vor simți apreciați și necesari, iar investițiile comune în proiecte științifice și aplicative promis să fie foarte profitabile în viitorul apropiat, la fel cum Arhimede și a adus contribuția la progresul științei. Este un moment prielnic pentru colaborări și parteneriate strategice. Sâmbătă Opoziția dintre Soare și Neptun, combinată cu cuadratura tensionată dintre Mercur și Jupiter, ne poate face să fim indeciși în rezolvarea problemelor importante, asemenea lui Hamlet care se întreba a fi sau a nu fi. Peștii vor avea cea mai dificilă perioadă, deoarece intuiția lor sporită îi îndamnă la acțiune, dar reticența de a lua decizii îi reține. Creând un conflict interior asemănător cu lupta dintre Apolon și Dionisos, săgetătorul și racul pot fi supuși așteptărilor nerealiste ale celor dragi și ale rudelor, precum care, presată de datorie și familie, trebuia să aleagă între iubire și îndatorire. Este important să comunice deschis și să stabilească limite clare pentru a evita dezamăgirile. Berbecul și leul pot înfrunta pretenții din partea altora din cauza manifestărilor de aroganță și iluziilor de grândoare, asemenea lui Narcis care a căzut pradă propriei vanități. Modestia și introspecția le pot fi de folos în această perioadă. Gemenii și fecioara riscă să piardă din favoarea conducerii din cauza declarațiilor sau a afirmațiilor prea dure. La fel cum Socrate a fost condamnat pentru că a pus sub semnul întrebării autoritatea timpului său, este recomandat să fie diplomați și atenți la modul în care își exprimă opiniile. Săptămâna se va încheia cu un trigon armonios între Soare și Pluto, care va oferi putere și energie pentru chestiuni importante și va permite accesul la resurse noi pentru atingerea obiectivelor. Această influență poate fi comparată cu renașterea fionixului simbol al regenerării și transformării. Lei și scorpionii vor avansa în poziții de conducere, demonstrând inventivitate și voință, fiind capabili să conducă precum Alexandru cel Mare în campaniile sale. Autoritatea și carisma lor vor fi recunoscute și apreciate. Berbecul va putea arăta un autocontrol și o rezistență neașteptate, contribuind de la succesul în sport și afaceri, asemenea maratonistului grec care a adus vestea victoriei de la maraton perseverența și disciplina îi vor aduce rezultate remarcabile gemeni balanța și vărsătorul vor face progrese în chestiuni legate de asigurări împrumuturi și moșteniri asemenea romanilor care au pus bazele sistemelor juridice și financiare moderne este un moment propice pentru a negocia și a încheia acorduri avantajoase taurul Fecioara și Capricornul vor putea influența persoane ale căror opinii sunt foarte importante, asemenea consulilor romani care guvernau imperiul. Prin înțelepciune și tact, pot obține sprijinul necesar pentru proiectele lor. Racul și peștii vor ajunge la un consens în situații controversate de lungă durată cu rudele lor, asemenea lui Tezeu care a reușit să îmblânzească minota urul, rezolvând conflictul ce bântuia regatul său. Reconcilierea și înțelegerea reciprocă vor aduce pace în familie. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Te aștept!